Și Dan Petrescu l-a refuzat pe Burleanu. Edi Iordănescu este propus ca selecționer. E a treia oară când Petrescu refuză oferta FRF. Nici patronul Varga nu a vrut să lase să plece de la CFR. Să vină Edi Iordănescu, e pregătit pentru post, spune Mihai Stoica. Are un campionat, a antrenat, vorbește bine, tata e lângă el. Pe 1 decembrie la Antena 1 facem România să viseze. Gică Hagi și Ianis Hagi, Gică Popescu și Nicolas Popescu, Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu, Petre Marin și Răzvan Marin. Unim generațiile sub un singur gând. Hai România, în fiecare zi! Hai România, în fiecare zi!